Știți cum este să devii de două ori campion olimpic în mai puțin de două ore? Aflăm imediat! Bun găsit, dragi prieteni, așa cum am zis, m-am dat și eu mare că am ajuns și eu la ediție de Jocuri Olimpice. Când am ajuns acolo și n-apucaserăm să intrăm, că mi-aream cu un prieten la Defense acolo și a, bă, vuia asta la ea să dărâma, bă, bă, ce se întâmplă, hai să vedem și noi, vreo 10.000 de suflete câte încap acolo, când ne ducem acolo, ea, alele, blă, ce om ăștia, nene, nentul Léon Marchand, înotătorul lor de 22 de primăveri, era la 200 de metri fluture. Hop! Ăia, alele bleu, să dărâma sala, campion olimpic, mi se pare că și cu record olimpic. Bă, ăia toți, când au început după aia la festivitatea de premiere la Marseilleza, s-a dărâmat iarăși sala. Așa, li s-a făcut puțină foame, cum i se face oricărui român care merge la Jocurile Olimpice, hai bă să ieșim puțin așa. Am găsit noi niște pițușcă, niște apă cu întuneric, ăia iar, alele bleu. Trecuțe ceva vreme. Ne-am dus în sală frumos, ne-am așezat, ne-am ocupat lucrurile, când ne uităm, pac, pe tabela aia, Léon Marchand. Bă, deci ăsta a concurat și a fost și festivitatea de premiere, că am văzut-o noi, că am cutat cu oia, cu Vazozar, mă, situaniu. Ce mai caut aici? Băiatul era la a doua probă. Concret că poate am început prea repede. Léon Marchand este vedeta lor, este David Popoviciul lor, al lor, al francezilor. Omul avea un 400 mixt, luată o medalie de aur, pe aia n-am prins-o, da? La înot, am prins-o pe asta de 200 fluture și după aia, în 1-1-0 minute, adică în 110 minute, adică în mai puțin de 2 ore, s-a băgat și la 200 de metri braț și a luat și acolo titlul olimpic. Și dacă nu mă înșel, iarăși cu record olimpic. Ceea ce înseamnă că în mai puțin de 2 ore, acest băiat Léon Marchand a doborât toate barierele posibile și a demonstrat, lasă reclame, lasă astea, că imposibilul nu există. În două ore l-a concurat la două probe diferite, la distanță de două ore. Atenție, antrenorul nici n-a vrut să-l lase la asta de braț. Bă, gata, a luat acolo și inițial trebuiau să fie una după alta. 200 de metri fluture cu 200 de metri braț ca final. Și au zis aia, bă, hai să-l băgăm și pe băiatul ăsta și acolo și acolo, că e la aia. Știți ce? Hai să dăm măcar așa o oră, oră jumate, două între. Și au făcut două ore între și băiatul s-a apucat acolo. La nicio edițiune de Jocuri Olimpice nimeni nu a luat aur, nici feminin, nici masculin, la fluture și la braț. Da? A mai existat o doamnă acum câțiva ani, o domniță, cred că în 2021, a luat locul întâi la o probă și locul 7 la celălalt, da? Diferență mare. În 48 de ani, niciun înotător nu a luat două medalii de aur în aceeași seară. Nici măcar uriașul Phelps n-a putut treaba asta. Apropo, și Phelps și nentul Léon Marchand a fost, ăla că și acum el este, antrenați ambii de către Bowman, da? De către marele antrenor american, l-a luat pe Leon, l-a dus acolo și a zis, eu am mai făcut treburile astea în campionatul Statelor Unite, ce treabă ai mai? Păi ce, am participat la o probă, am mai stat puțin să cu acidul lactic, am băut puțin, m-am hidratat, nu mi s-au pus crampe și am pornit din nou la cursă. Da, născut în 2002 la Toulouse, a fost jucător de judo și de rugby, de rugby, tăticule, da? Până la un moment dat când i s-a spus, bă, tu noți senzațional, și au început aia să vedeți cum fac ea când aud. Și dacă vrei așa să-i gratulezi cei mai frumos pe francez, le spui cu tare, voi cu Popovici, cu Nadia Comăneci, da bă, dar și noi îi iubim pe Léon Marchand. Gata, din momentul ăla, ăla-ți dă și casa, te ia, îți dă apă cu întuneric, te popă, te îmbrățișează. Oh, când aude, mamă, copilul știe pe Léon Marchand. A mai existat un băiat, că dacă e să pornim așa, Frederic Lane, din Australia, care a concurat în 1900 pe Sena. Exact, la Jocurile Olimpice din 1900 pe Sena, atunci a reușit să ia două medalii. Pe Sena a fost și o cursă cu obstacole, nu mai râdeți, vă rog frumos, că a fost prima și singura dată, a dispărut între timp asta, în care trebuia să noți printr-o cursă cu obstacole, dar și el a luat două medalii de aur. Deci de la nentul Frederic Lane, ăsta din Australia, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Urmăriți-l pe băiat, are 22 de ani, bine, tot ăștia, și chinezul, și Popovi, și toți sunt la 20, 19, 20, 21, ăsta e bătrân la 22 de ani, Léon Marchand, dar urmăriți-l, vă rog frumos, în primul rând ca stil diferit, ce-i brasul, ce-i fluturile, să vedeți cât de iubit este el. Normal, e un erou național în Franța, dar limitele omenești au fost împinse la maximum, mai puțin de două ore, concurez în două probe diferite, finală, dragilor, finală de Jocuri Olimpice. Nu discutăm despre un campionat așa făcut undeva pe genunchi, da?
A zis că i-am auzit pe cei din tribune, plastic frumos, care m-au împins spre cel de-al doilea, spre cea de-a doua reușită, mai puțin de două ori. Are 3 medalii de aur până acum și mi se pare că mai poate să mai ia. Urmăriți-l, vă rog frumos, pe Leon Marchand și o să vedeți că este miez. Toate cele bune, mii de mulțumiri, la revedere!